Prin proiectul depus pentru modernizarea sistemului de iluminat public din Mălaia vor fi montate peste 310 lămpi LED cu aprindere și intensitate luminoasă în funcție de mișcare. Investiția va cuprinde toată localitatea, iar cel mai probabil în acest an, consumul de energie electrică al comunei va fi redus considerabil. Proiectul este făcut, este verificat, suntem în procedură de achiziție. Toate străzile, peste tot acolo unde există lămpi, se vor înlocui. Cam câte aproximativ lămpi? 310 lămpi. La momentul de față ați recurs la diminuarea sau oprirea iluminatului public pe timpul nopții, având în vedere costurile facturilor? Da, este independent de voința noastră, suntem forțați să o facem în felul acesta, pentru că sunt costuri foarte mari. Întrerupem noaptea între orele 24 și 4 dimineața. Deci 4 ore stăm cu iluminatul stins. Chiar de știu, nu este tot mai confortabil, dar nu avem ce face. Și consider că în perioada respectivă nici nu este foarte circulat.